Și atunci aceasta este prima dovadă că mormântul acela e plin de adevăr. Ei se tem de adevăr, spune așa: liniște, nu spuneți nimănui nimic, luați bani de aici. Oricine vă întreabă, spuneți că ați adormit, spuneți că în timp ce dormeați au venit ucenicii și l-au furat din groapă. Păi bine, bine, dar ce facem cu căpetenii ăsta? Lasă, nu-i treaba voastră, asta vorbim noi cu mai marii voștri. Și ne ducem de aici? Că corupția lui Pilat nu s-a terminat la nivel de Iisus Nazarineanul, regele iudeilor, la răstignire. S-a încuvințat până în zilele noastre, spune Evanghelia de la Înviere, și minciuna aceasta s-a dus până în zilele noastre. A zis, faceți ce știți, nu mă mai interesează, un capitol încheiat. Pentru mine asta e o durere de cap în plus. Gata, e gol mormântul, nu e gol, nu mă interesează prostiile vă. Plecați de aici. Spuneți ce vreți voi. Atitudinea procuratorului roman trebuia să fie aceasta. Într-adevăr, e o mare minune în Ierusalim, nu înțeleg, nu știu despre ce e vorba, dar trebuie să o raportez împăratului. Liniște. A fost furat de ucenici trupul și cu asta basta. Cum s-ar spune, lasă așa, nu mai spune la nimeni. Bine că și-a dat demisia, bine că a plecat, bine că a scăpat. Însă, Dumnezeu, care este Dumnezeu și nu este numai om, El a venit în chip de rob să ne arate cine e Dumnezeu, cel Dumnezeu, face lucruri la care nu se așteptau arhiereii. Să arată mironosiților, să arată Mariei Magdalena, să arată la Luca și Cleopa la Emau, să arată ucenicilor două ori pe mușle încuiate, să arată la Mare Tiberiade, să arată la Galilea, mulțește pești în pescuirea minunată, le frige pește, îl pune pe Petru în apostolie, se duce pe Eleon, să înalță la cer, trimite Duhul Sfânt, deci lucruri care n-au mai putut fi ascunse. Deci ce este propriu-zis prohodul? Prohodul este dogmatica cristologică a Mântuitorului Iisus Hristos în versuri cântate cu evlavie sub semnificația adevăratului nostru Dumnezeu, Cel ce a înviat din morți. Cel ce a înviat din morți. Cel care ne-a dat viață veșnică, care a deschis iadul, care a ucis păcatul, care a domesticit moartea, care a umplut iadul de lumină, care l-a priponit pe diavol în sânurile iadului și care a pus lege nouă: iubiți-vă unul pe altul cum v-am iubit eu pe voi, să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Această poruncă vă dau vouă. Deci, aș concluziona, ascultând prohodul cu atenție și cântându-l aici cu dumneavoastră, că Hristos n-a murit nici din biciuire, că era Dumnezeu și avea de împlinit-o, Evanghelie și-a împlinit-o, nici din cuie, nici din cununa de spini, nici din pălmuiri, nici din scuipări, nici din drumul crucii cel greu cu care și-a cărat crucea, și l-au omorât oamenii cu ura lor. Ascultați acest citat cu atenție. Acest om trebuie să moară! Ați înțeles? Ei nu știau că trebuie să-și învieze. Deci ținta și răsplata a 3 ani și jumătate de activitate publică, încununată de oameni îndrăciți vindecați, de orbi care văd, de surzi care aud, de muți care vorbesc, de leproși care se curățesc, de bolnavi care se vindecă, de slăbănoși, de tot felul de minuni, auziți ce spune Evanghelia, și străbătea Iisus cetățile și satele și vindeca pe toți cei bolnavi, căci n-a suferit Domnul să vadă neamul omenesc chinui de diavol și de stricăciune. Ce spune Ioan Evanghelistul? Dacă s-ar fi scris toate cărțile câte minuni s-au făcut, n-ar fi încăput cărțile în lumea aceasta. Dar cele care s-au scris ca să știe lumea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Deci vedeți ce simplu concluzionează. Acest prohod,
această cântare dogmatică, că e dogmă pagină cu pagină, literă cu literă. E toată Evanghelia cântată și toată Scriptura deslușită, decriptată în filele prohodului. Să știm cât de mare este Dumnezeu, cât de puternic este Dumnezeu, cât de luminat este Dumnezeu, câtă înțelepciune are Dumnezeu, câtă dragoste are Dumnezeu, câtă bunătate are Dumnezeu, câtă dorință de mântuire pentru creația sa să nu o lase pierdută. Să ai grijă de Adam să-l scoți din adâncurile iadului și pe Eva, să-i scoți pe cei morți din veac de 5.508 de ani la lumină, să le predici Evanghelia 30 de ore, să deschizi mormintele, să deschizi cerul, să deschizi raiul, să reiei toată cartea afacerii încă o dată de la capăt într-o săptămână. Nu vi se pare interesant că în cele 7 denii aproape că se comprimă în chip umbros toată taina referatului biblic? Tatăl meu lucrează până acum și eu lucrez. Tatăl este ziditorul și creatorul omului, Fiul este restauratorul și îndumnezeitorul omului. În Adam cel din tâi toți mor și în Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață toți se înviază, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Povestea cu smochinul și cu pomul ne împinge într-un rai imperfect, un pământ puțin stricat de nenorocirile umane, că el e cel care distruge tot, această termită numită om, pe care Dumnezeu o dă ca simbol prin pedepsirea unui pom, să vadă cât de mare este dreptatea divină dacă s-ar răzbuna asupra umanității. Că apostolii s-au mirat, Doamne, dar știi că s-a uscat smochinul. Așa va sta securea la rădicina pomului și cel ce aduce roade să aruncă în foc. Și ne dă după aceea o pildă a blândeții, același Dumnezeu. Era un copac pe care l-a îngrijit îngrijitorul său, a făcut frunze și n-a făcut roade. Și a zis, tăiați-l, nu. Te rugăm, stăpâne, să-l mai lași un an ca să-l prășim și să-l îngrijim, să-l curățăm, poate face la anul roade. Și nu l-au tăiat. Adică, cel păcătos să se îndrepte. Taina aceea cu fecioarele și cu împărăția, care erau 10 la număr, nu sunt altceva decât 5 simțuri de afară ale omului și 5 simțuri dinăuntru ale omului. Cele de afară n-aveau unde lemn de candelă. Nasul, urechi, ochi, mâna, piciorul, simțurile, costumul de piele te împinge la drăcovenie și la toată senzualitatea veacului care trece. Partea de dinăuntru omului trupesc, vederea dumnezească, rațiunea inteligibilă, cuvântul, înțelepciunea, discernerea, lucrarea binelui și a răului, duhul temerii, a sfatului, a cunoașterii, duhul smereniei, fac din sufletul ticăloșit un suflet plin de lumină ca o candelă aprinsă, dar care are și un de lemn, adică fapte bune, de aceea și stă aprins. Este o carte scrisă a lui Ioanichie Balan, arhimandritul, Lumina și faptele credinței. Deci lumina vine din fapte. Ce spune Evanghelia? Să strălucească faptele voastre ca lumina în sfeșnic. Ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. A treia zi vedem vânzarea lui Iuda. Parcă s-a mărșat de bine cu căderea lui Adam. Tot cu dracul ăsta de vorbă, intra dracul, el s-a apucat de treabă săracul. A crezut că îl înșală pe Dumnezeu, că îl minte pe Dumnezeu. Nu vi se pare că dialogul Iuda, Hristos e dialogul Adam, cuvântul din cer, cuvântul Tatălui care vorbea în chip nevăzut atunci când era în sânurile Tatălui? Adame, unde ești? Păi unde? Scoar herei, te vând. Îți las sfatul dracului. Cum adică eu am să te vând? Păi tu spui asta. Sau poate nu spui tu, poate spun faptele tale. Că așa spune, pomul se cunoaște după roade, vedeți povestea cu pomul, și omul după fapte. Și în final, când omul nebunește, Dumnezeu îi spune, du-te mă repede și fă ce ai de făcut, hai, nu te mai chinui, că dracul stă în tine, nu vezi că te zghibuie. Și ieșind în noapte s-a dus și i-a luat pe arherei,
a luat 5.000 de soldați sau Ghesiaul templului și au luat slujile arhiereilor și s-au dus în grădina Ghețimani, unde era Hristos. Cina de taină nu seamănă perfect cu dialogul Adam-Dumnezeu când i-a spus lui Adam, de peste tot să mănânci, urcă-te prin zidire la mine, cunoaște-mă, admiră-mă, simțește-mă, descoperă-mă. De ce nu s-ar fi dus ei, Adam și Eva, să guste exact ceea ce nu trebuie? De ce nu s-a mulțumit Iuda cu împărtășania dată de Hristos și a vrut 30 de arginți în schimb unei împărtășanii care a scuipat-o jos în noapte? Pentru că avea pe dracu el. Și Adam, când a întors spatele lui Dumnezeu, a dat cu ochii de satana. Satana și-a luat chip de Dumnezeu, că el e un farsior. E un coregraf care îl imită pe Dumnezeu. Ați văzut doi oameni care au unul cu altul ceva? Din orgoliu, unul se îmbracă la fel, vorbește la fel, se tunde la fel, își ia mașină la fel, își face casă la fel, gard la fel, pom la fel. Are el o boală pe ala să-l concureze. Așa face și satana, îl concurează Dumnezeu. De vrei să te închini mie, toată bogăția lumea ăștia ți-o dau ție. Și Hristos, care cunoștea că era Dumnezeu, da, prostule, înapoi ta, mea satană, Dumnezeu să te închini și lui una să-i slujești. Unde te trezești? Ce faci? Ce-i cu tine, bă? Ți s-a suit la cap? Deci, numai Hristos l-a putut pune la punct și nu în orice mod. Nemâncând și nebând 40 de zile, ca să lucreze Duhul Sfânt. Și când a mai lucrat Duhul Sfânt? La Marele Antonie, când nu s-a putut scoate Duhul acela viclean care nu pleca, i-a spus ucenicul, ia scoate-l tu. Și el ce-a spus? Pentru căciunile starțului meu mai să pleci. Ba n-am să plec. Nu vreau să plec. Păi dacă nu vrei să pleci, n-am să mănânc și n-am să beau până să ieși. Și a 40-a zi de foame și de nemâncare lui Pavel, ce simplu, cum s-a terminat. Cu tine n-o scot la capăt. Și aici dracul și-a plecat. Nici cu Iisus n-a scos-o la capăt, vrea să-l îndoape cu pâine și să-l facă supus legilor firii. Vinerea, răstignirea și omorârea lui Hristos nu seamănă cu moartea lui Abel, cumva. Primul drept ne-a omorât de Cain. Pentru ce? Pentru că era drept și corect. A luat un miel fără meteahnă, l-a pus pe altar, l-a jerfit, cu toată evlavia, cu toată credința, Dumnezeu a trimis mirosul de mireasmă domnicească, a primit jertfa lui, s-a bucurat Abel, Cain a dus și el în fugă câteva poame crude, le-a pus pe jertfelnic și Dumnezeu n-a mai cătat la jertfa lui. Deci unde i-a dat lui frațul cu parul în cap? Oare pentru tot binele făcut de Hristos lumea nu i-a dat cu parul în cap? Nu e aceeași moarte. Nu spune undeva la Florii că veți da socoteală de sângele lui, de sângele dreptilor, începând de la dreptul Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia, care l-ați omorât între templu și altar, tata lui Ioan Botezătorul. A întrebat, unde-i fiul tu? Păi nu știu, de vreme ce-s de rând la templu, știu ce e acasă. Da, da, Sara nu e acasă, asta, Elisabeta nu e acasă. Și treaba mea, dacă eu sunt de săptămână la templu. Și l-au tăiat între templu și altar și a rămas sângele împetrit pe piatră ca blestem pentru fapta lor nedreaptă.